Dinamo mai prinde Liga 1 anul ăsta? Am crezut că ai uitat de-ai mei. N-ai uitat deloc. Da, situația se complică de la meci la meci. Îmi pare rău de tot ceea ce se întâmplă acolo. Din punctul meu de vedere, ar trebui să-și asume niște responsabilități. Mai mulți oameni de acolo să ridice mâna și să-i lase pe alții, pentru că așa mi se pare. Adică corect. Tu crezi că tandemul Burcă-Nicolescu ar trebui să plece, după părerea ta? Nu, eu, din punctul meu de vedere, dacă ai rezultate, n-ai cum să pleci de la un club dacă ai rezultate bune. Dar în momentul când se întâmplă ce se întâmplă, bine, au trecut și printr-o perioadă foarte grea, dar nu putem să o ducem că stai că a fost greu, că a fost greu, că a fost greu, că nu te așteaptă nimeni rezultatul. Locul din clasament este o situație destul de clar. Se pare că dacă va pleca Burcă, va rămâne Sorin Corceag antrenor. Care are licență. Care are licență și care este secundul lui Burcă și care a fost la Zimbru Chișinău. Deci, și va antrena Sorin Colceag? Și va antrena Sorin Colceag. Deci dacă Burcă pleacă, dacă va rămâne Burcă Colceag? Se va retrage. Până în iarnă, probabil. Da, nu mai sunt rezultate, nu mai se va retrage. N-ai de unde să știi, vedem, da? Așa? Deci rămâne Sorin Colceag, care are și licență. Are și licență și a fost la echipa la Zimbru Chișinău. E calificat în cupele europene, mi se pare. Deci o soluție de avarie. O soluție. Sorin Colceag e un băiat demn de tot respectul, a fost portarul care a fost, domne, dar debutezi în divizia la vreo 50 ceva de ani. A întrebat pe cineva Sorin Colceag ca antrenor principal în primele două divizii din prima. M-auzi chiar vor să retorneze. A fost în cadrul federației, da, a fost Vivi, deci este, cred că a fost la Metaloglobus. Bun. M-auzi chiar vor să retorneze. Eu exact asta. Eu vă scriu, cum să spun, practic și bag în plic că dacă e primul pas spre retrogradare, dacă începe. Îl pune pe Colceag. Da, când încep să aduci interimari de ăștia, tu ești într-o situație limită. Da, Florentine, am și o întrebare. Ce faci dacă tu ai tocmai semnat și dacă te ofertează Dinamo peste o lună, două, ce faci? Chiar sunt curios, ce faci? Le-am promis oamenilor pe aici că voi rămâne alături de ei în orice situație. În primul rând, ca să antrenez în Liga 1, trebuie licența pro. Nu o am. Ți-o dau eu. Asta este următorul meu pas. Ți-o împrumută Vivi. Ți-o dau, Florentine, ți-o dau. Da? Mai mulțumesc frumos, Vivi, și apreciez foarte mult gestul tău. Dar știi foarte bine că în momentul când te sună clubul mamă, nu ai cum să spui nu. Dar am o treabă determinată aici. Am niște oameni care și-au pus încrederea în mine și nu pot să-i dezamăgesc. Așa că, da, exact așa cum am spus, mai devreme sau mai târziu voi antrena Dinamo. Știi ce se va întâmpla, dragul meu? Vei ajunge atunci de la unghieni la unghia în gâta acționarilor de la Dinamo. Ăsta va fi. Deci vreau să vă spun ceva, Horia. Dacă era ceva, mă sunau până acum. A, da, sigur. Nu, dar tu ești sigur că vei antrena Dinamo într-o zi, nu? Într-o zi voi antrena Dinamo și o să fii mândru de mine. O să vezi. Cum? Și o să fiți? O să fii mândru de mine când voi antrena Dinamo, pentru că voi fi pregătit. Da, dacă dai și tu 10-15% din ce câștigi, o să fiu mai mândru decât tine. Eu sunt colovele, asta e situația. Mai dacă înțeles? Îmi faci tu contractul fără nicio problemă. Am înțeles. Deci, cum ești tu direct, Florentine, deci tu crezi că dacă lucrurile continuă așa, tandemul Burcă-Nicolescu trebuie să facă un pas înapoi să plece, nu? Cu siguranță. Păi atâta timp cât nu ai rezultate, întreabă-l pe Vivi ce înseamnă să fii antrenor, să ai rezultate mari, bune, că te țin oamenii în brațe și ești rege. În momentul când nu mai ai rezultate, nu te așteaptă nimeni la un club cu o tradiție atât de mare. Cine vrei să te aștepte după 5-6 etape în care n-ai tras un șut la poartă, n-ai dat un gol? Ce e asta? Dar să plece, să plece amândoi să-și asume sau doar Burcă? Nu știu, cei care se organizează. Eu nu vreau, am jucat în aceeași echipă, dar eu îl aș sfătui, în momentul când nu-ți merge, nu mai ține. La ce să mai ții atât de ce? Să ce? E foarte greu să gestionezi vestiarul după atâtea etape. Le trebuie un șoc, le trebuie ceva ca să poată să meargă mai departe. Altfel o să se trezească iar în Liga a doua și nu știu dacă vor mai promova
cum au promovat anul trecut. Eu am dubii că o să mai promoveze. Dacă aia. Mai găsesc vreun Argeș să se bată aia în vestiar la meciul de baraj, să se bată între ei. Florentine, nu, să știi că dacă Doamne ferește retrogradează, da, cu 8 echipe fără drept de promovare. Așa, da. Mai înțeles, da. Dacă retrogradează Dinamo, eu nu-i mai văd așa ușor să urce, să știi. Asta, de asta mi-e și mie frică, pentru că au promovat și o spălărie, au făcut-o extraordinar de bine cu problemele pe care le-au avut. Dacă pică, va fi greu? Dacă pică iară? Da, da, eu cred că va fi foarte greu să promoveze. Da. Va fi, adică există riscul să nu mai promoveze iarăși, nu? Atât de repede mă refer. Da, Atât de repede, da. Da. Uh-huh. Se poate să nu prindă conjunctura, se poate să nu le meargă jocul, se poate să lotul să nu fie competitiv pentru ceea ce își doresc, pentru că, na. Și la fotbal se pot întâmpla. Da, e greu. Și eu zic că dacă pică, le va fi foarte greu să urce iar, să știi imediat. Da. Da, Florentine, de când ai început emisiunea și de când ai semnat, a început iar să sune telefonul? Că știi ce mi-ai povestit, ce ai povestit. Da. S-au reînnoit și s-au reînnoit, cum ești, dat drumul la nodurile pe care erau. Am înțeles. Deci gata, nu? Am înțeles. Adică iară e o emulație, ca să zic așa, E bine, dar nu, asta vreau să spun că mulțumesc pentru tot ceea ce se întâmplă cu familia noastră acum. M-a ajutat extraordinar de mult. Familia Fanatic, foarte... cred că te referi, nu? Familia Fanatic, așa. Da. Suntem câțiva babuni. Te-a ajutat sau ce ai zis? M-a ajutat și ne ajutăm împreună, că suntem oameni de fotbal și oameni care avem niște cunoștințe. Deci sună iară telefonul, Florentin? Am început să bag telefonul mai des la încărcat. Bravo. Ultima întrebare. FCSB Rapid în Ghencea, în Arena Națională, 50.000 de oameni. Cine crezi că se va impune? Va fi, în primul rând, va fi un spectacol extraordinar de frumos. Abia aștept să văd meciul. Sunt două echipe în formă bună. Bun, dar Rapidul fără Rahmani, Emers și Petrila. Asta este. Au un lot numeros, un lot care pot să suplinească jucătorii care vin de pe bancă, cu siguranță vor suplini. Poate nu se vor ridica la nivelul celor care sunt accidentați, dar va fi un spectacol și va fi ceva și extraordinar. Și pe cine mergi? Așa. Ținând cont că sunt într-o formă bună sportivă, acum tind să cred că Rapid va câștiga. Chiar cu toate lipsurile astea, inclusiv Petrila? Da. Cu toate lipsurile pe care le-au, Rapid va câștiga. E în regulă. Îți mulțumim mult, Florentin, și baftă mai departe. Vezi să nu te bată și penultima clasată. Ai grijă, da? M-ai înțeles? Nu, că joc acum joc la Alba Iulia, cu jocul a treia clasată, dar cu siguranță echipa va arăta și sper din toată inima ca norocul să vină și către mine, pentru că acum chiar am nevoie. Baftă multă! Mult.